Bună seara! O înfrângere, sunt convins, foarte greu de digerat, în poate meciul în care erau cele mai mari așteptări de o victorie, fără emoții. A fost exact opusul. Da, nu neapărat, știți. Eu chiar am remarcat după jocul cu Petrolul că Slobozia va veni să joace, va veni să-și apere șansele pentru locul 5, care poate i-ar permite un joc de baraj. E adevărat că poate în alte situații în deplasare n-au făcut așa jocuri spectaculoase, dar în același timp știam că noi am jucat marți, am depus efort foarte mare, am încercat să fac câteva schimbări în echipă, să fim și noi mai proaspeți. Ei n-au jucat decât acum 8 zile, era normal că o să fie din punct de vedere fizic foarte, foarte bine, dar ce să spun, o primă repriză foarte slabă. A doua am intrat bine în joc, chiar am avut multe ocazii, păcat de acest moment pe final. Cred că se putea termina măcar egal la câte ocazii au fost, dar acesta este fotbalul. E dur, câteodată e nedrept, trebuie să fim puternici, mai sunt 3 etape, mergem acum la Steaua, trebuie să jucăm și să obținem cât mai multe puncte în astea 3 etape. Am observat un tipar și nu e de când ați venit dumneavoastră, ci mai de demult. Aceste înfrângeri cu echipele slab cotate, se creează deja un tipar în fiecare sezon, Universitatea Cluj pățește astfel de... Da, se întâmplă, nu știu, nu merg pe acest tipar și nu sunt omul care să cred neapărat în ele. Singurii vinovați suntem noi. Atât, e simplu. Am jucat foarte modest în prima repriză. Dacă jucam la fel ca în a doua repriză, cred că nu avem niciun fel de probleme. Nu sunt superstițios. Dar fotbalul, în momentul în care intri poate mai, eu știu, mai relaxat sau chiar n-am înțeles, te pedepsește. A fost și un moment, sau mă rog, au fost mai multe momente tensionate pe final, jucătorii dumneavoastră poate și puțin frustrați pentru că se trăgea cu de siguranță. Timp, s-au împărțit și niște pumne aici pe vestiar. Da, nu știu, n-am văzut. Cu siguranță a fost multă frustrare, ne dorea mult să câștigăm astăzi, dar... Ce pot să spun? A fost ziua noastră neagră. Mai mult chiar n-am, e prima înfrângere din acest sezon, din acest an. Ceea ce trebuie să facem în continuare, i-am încurajat pe băieți după joc, le-am spus să fim bărbați și să încercăm să câștigăm toate punctele puse în joc în etapele următoare. Mulțumesc!